De la mic la mare, frăsinenii au fost prezenți încă de după amiază pentru a colinda și a număra împreună cu primarul Marinel Bălan secundele rămase până la aprinderea instalațiilor ornamentale ce împodobesc bradul ridicat în parcul central din oraș. După dansurile și cântecele interpretate de micii artiști locali, pe scenă a urcat artistul bucovinean Călin Brăteanu. Publicul a fredonat minute în șir alături de artistul bucovinean melodii ca Primăvară surioară, Căciula sau Cântec de ciobănie. Vine dimineață, țevurea de ță, cu roa din iarbă să poți sfatui. Vine dimineață să-i zic soarelui, s-a pus și cu mine calea codului. Când mai e pădurea braț în munte, munte dorului, puteți brațăi din față, măi dorului. Când izvoarele încântă munte, munte dorului, ziua mi s-a pare sfântă, măi dorului. La lăsarea întunericului, numărătoarea inversă a început, iar centrul Frasinului a fost inundat de un val de luminițe albastre. A urmat un foc de artificii ce a durat peste 10 minute și care a bucurat publicul ce se încălzea cu un pahar de vin fiert. Primarul Marinel Bălan a declarat că a fost mulțumit de reușita spectacolului, iar oamenii au afirmat că spectacolul va rămâne o amintire frumoasă. La finalul spectacolului oferit de Călin Brăteanu, edilul șef a anunțat prezența pe scena din Frasin a cunoscutului cuplu Cornelia și Lupu Rednic. Cei doi artiști au cântat preț de 50 de minute, încântând publicul aflat în parcul central. În această seară l-am avut alături de mine pe un artist de valoare bucovinean, Călin Brăteanu, un bucovinean care a reînviat obiceiurile în Bucovina, tradiția. Căline, îmi aduc aminte că împreună cu tine, dar și cu viceprimarul Rodica Dobre, pentru care îi mulțumesc că a fost permanent alături de mine, am pus temelia câtorva evenimente, cum ar fi aprinderea bradului, datinși obiceiuri de anul nou, balul gospodarilor și unul dintre cele mai mari evenimente din țară, Hora Bucovinei. Mi-aș dori ca aceste evenimente să rămână veșnic vii aici la Frasin și îmi doresc din tot sufletul ca ele să continue și de următorul primar pe care îl veți alege în primăvara anului viitor. Dragi frăsineni, cineva spunea, bineînțeles în folclor, că Banatul este fruntea, pentru mine rămâne inima Ardealul. Așa că din inima Ardealului v-am adus în această seară la Frasin două voci al cântecului popular românesc, Cornelia și Lupu Rednic.